Bună dragilor și bine v-am regăsit! Haideți să vedem ce se va întâmpla în luna noiembrie pentru voi cei născuți în zodia, în zodia Săgetător sau care aveți ascendentul sau luna în zodia Săgetător. După cum știți, dacă vă doriți o etalare personalizată în care puteți afla mult mai multe detalii și informații în legătură cu situația care vă interesează, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726 981520, număr pe care îl veți găsi și în descrierea acestui video. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să-mi lăsați un like, un coment sau să vă abonați acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și mulțumesc din suflet. Haideți să vedem în primul rând care este energia primei săptămâni de luna noiembrie. Și aici avem un as de monede. Ce frumos! Începeți lucruri noi. O idee care o să vă aducă foarte mult succes sau situații care prind contur. Văd foarte multă stabilitate, apare și o veste, apare o împăcare pentru unii dintre voi. O situație care vă bucură foarte mult, mai ales din punct de vedere sufletește dar aflați și de suferința cuiva. Deci văd un nou început foarte concret și frumos conturat în viața voastră, multă stabilitate, mai ales din punct de vedere financiar, dar aflați o veste despre suferința cuiva. Poate lucrul acesta vă dă satisfacție, poate vă bucurați să auziți că cineva suferă, poate suferă după voi, că și voi la rândul vostru ați suferit foarte mult după această persoană. Pe de altă parte, unii dintre voi sunteți foarte îngândurați și stresați în legătură cu anumite situații din viața voastră, pe care vreți să le rezolvați. Pot apărea și anumite insomnii sau poate stați cu gândul foarte mult asupra unei vești pe care o veți primi, deși este una bună. Puteți avea de face cu semne de pământ, taur, fecioară, capricorn, semne de apă, rac, scorpion, pești, dar și semne de aer, în balanță, vărsător. În a doua săptămână apare o propunere foarte interesantă care să vă ajute pe voi să scăpați de o suferință. Cred că vă învârteți foarte mult în zona aceasta sentimentală, să rezolvați o problemă. Cineva vă caută intens și în prima și în a doua săptămână își vă dă viața peste cap. O persoană care v-a făcut foarte mult să suferiți și acum vă vrea înapoi. Regretă, vine cu regret către voi și văd că învingeți și rivali în dragoste. Această persoană renunță la <coughs> relația pe care o avut-o sau la o anumită legătura amoroasă pentru voi. Pe de altă parte, vorbim de o propunere, vorbim de o schimbare foarte pozitivă care vă ajută pe voi să ieșiți dintr-o zonă de instabilitate emoțională și să ieșiți învingători. Văd foarte multă victorie, reușită, împlinire, o veste foarte bună care uh, vă ajută să evoluați. În a treia săptămână avem cavalerul de spade. <coughs> care din nou aduce schimbări, drumuri pe care le faceți, conflicte pe care le veți aplana printr-o variantă nouă. Abordați într-un mod diferit un conflict ca să puteți să-l încheiați odată pentru totdeauna. Și uitați ce succes foarte mare veți avea. Odată ce încheiați anumite legături, anumite situații care vă stresează foarte tare și abordați situația, problema într-un mod diferit, veți avea un succes, un succes extraordinar de mare. Poate aveți un succes la niște cursuri, un examen, depinde de la caz la caz. Da, veți studia ceva nou, abordați o situație într-un mod total diferit și lucrul acesta va aduce satisfacție, împlinire, Uh, Una adevăr va ieși la iveală, aveți un succes pe un examen sau pe aplanarea unui conflict, multe clarificări și multe situații care se așează frumos în viața voastră. În a patra săptămână avem un 8 de monede, de spade care aduce un blocaj, poate pe bani, de mi-a venit să spun monede. Doar că aici aveți o susținere din partea cuiva, o persoană care vine și vă luminează calea, vă ajută să ieșiți din acest blocaj, din această neliniște, din această neputință în care vă aflați și vine cu o rezolvare, vine cu un răspuns, vine cu o confirmare către voi. Doar că voi va trebui să luați o decizie. Această persoană vă prezintă opțiunile, dar doar că depinde de voi ce veți alege. Și cu siguranță veți alege cu inima, lucru care vă deblochează, vă ajută să vedeți mult mai clar tot ceea ce vine în viața voastră. Puteți avea de a face și cu o fecioară sau cu o persoană zodia gemeni. Ceea ce va veni în viața voastră vă ușurează, vă, vă, vă calmează. În dragoste avem roata destinului, roata norocului. Care vine într-adevăr cu un noroc pentru că voi dacă ați fost într-o perioadă în care ați uh, fost indeciși, nehotărâți, neîngrezători în evoluția unei povești de dragoste, roata destinului vine și uh, așează lucrurile pentru voi. Aici văd că aveți de face cu o persoană foarte rece, foarte tranșantă, autoritară, o persoană care nu își exprimă sentimentele sau încearcă să nu se implice emoțional într-o poveste, doar că se apropie de voi. Începe să vă dea semne că îi sunteți dragi, că vrea o apropiere sau că începe să simtă anumite lucruri pe care nu prea a vrut să le simtă pentru voi. Sentimente de dragoste. Luați o decizie în ceea ce privește evoluția unei povești de dragoste sau uh, uh, aveți un noroc de a rezolva o problemă în dragoste. Pe planul profesional avem un 10 de monede, munceți foarte mult, aveți poate și un proiect propriu, aveți foarte multă susținere, vă ajută cineva de la locul de muncă vă rezolvă o problemă cineva de la locul de muncă sau vă provoacă o problemă, dar aici văd că încheiați și un conflict sau renunțați la un loc de muncă în care nu vă mai regăsiți, vreți ceva mai mult, o, poate fi o afacere de familie în care nu vă mai regăsiți și vreți să vă retrageți, să faceți ceva pe cont propriu sau aici aflați de demisia sau de plecarea cuiva care v-a pus foarte multe bețe roate și în succesul vostru. Și lucrurile încep să se așeze pentru că văd că se încheie o perioadă tensionată, o perioadă dureroasă în care ați avut foarte mult de suferit. Din punct de vedere financiar avem îndrăgostiții, va trebui să faceți alegeri, poate vreți să faceți o investiție emoțională sau vreți să vă implicați în problema cuiva, să ajutați pe cineva cu o sumă de bani sau să rezolvați o problemă cu o bancă, pentru că văd foarte multă curiozitate, căutați indicii, detalii, variante prin care să faceți rost de niște bani în plus. Sau să poate vreți să aflați o, o idee de cadou, pentru că văd cumpărături la voi, vreți să cumpărați ceva cuiva și nu știți exact ce i ar plăcea, dar... Uh... Văd că vă dați seama până la urmă sau aflați un detaliu, o informație destul de utilă și faceți acea cumpărătură, faceți acel cadou, cumpărați acel obiect. Pe de altă parte, unii dintre voi vreți să investiți în sufletul vostru, cumpărați ceva pentru casă, pentru voi înși vă și vă interesați de anumite obiecte, anumite achiziții, prețuri și așa mai departe, verificați piața. Multe cumpărături, multe cheltuieli se văd la voi, dar aveți de unde. Pe planul sănătății avem justiția. Fie că lucrați în domeniul medical, fie. Da, din nou justiția. Apare o vindecare. Asta e clar. Ori voi lucrați în domeniul medical și sunteți foarte încântați că ajutați anumiți oameni, pentru că se vede clar o vindecare. Da, o vindecare la o problemă mai delicată. Poate fi vorba și de o intervenție chirurgicală, o refacere după o intervenție chirurgicală, multe analize. Aici poate aveți grijă de o persoană în vârstă, o persoană bătrână sau vă chinuiți să duceți această persoană la un azil sau să fie îngrijită de un cadru specializat pe cazul acesta, poate. Văd bătrânețe sau pot fi dureri de oase, niște analize suplimentare pe care le veți face unii dintre voi în perioada următoare. Iar surpriza vine cu nouăle de băte. Scăpați de o rană pe care nu ați vindecat-o până în prezent, de o teamă, de o neputință, de un refuz, de. Uh, nu știu, un blocaj. Da? Pentru că văd foarte multă satisfacție și împlinire. Dar aici vi se trage un pic atenția diavolul cu diavolul pentru că el aduce foarte multă dependență, obsesie, dorință arzătoare de a face ceva chiar dacă nu este corect. Poate e vorba de suferința cuiva, voi vă vindecați, treceți peste acel refuz, acea suferință, vă refaceți și aflați că acea persoană nu este bine și își creează un fel de obsesie pentru voi. Pe de altă parte, nu vă lăsați conduși de emoții sau sentimente pentru că le duceți la extrem. Dar aici cred că aflați de suferința cuiva și de o dorință de a voastră care se îndeplinește. Poate aveți de face și cu un capricorn. Bun, dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!